O să-i spun iubitei că a dispărut cățelul. Hani! Hani! L-am lăsat pe Hani pe bancheta din spate, am lăsat ușa deschisă, m-am dus până la porbagaj și nu mai e Hani. Nu mai e! Nu e, nu e mașină! Nu e, nu e nici mașină! Nu mai e, nu e ok, a început să plângă și mai nu știu, am avut ușa deschisă aici așa, nu am nimeni. Hani! Hani! Unde-i Hani? Salutare, guys, și bine v-am regăsit la un nou clip super, super tare. Eu sunt Antonio Pican și astăzi o să facem o super mega nebunie. Cred că este cel mai silențios intro al meu ever. Vorbesc așa de încet pentru că sunt în camera iubitei. Iubita este în aceeași locuință cu mine și nu vreau să audă absolut nimic din ce o să vă zic vouă. Astăzi vreau să-i fac un super mega prank iubitei mele. Cred că majoritatea știți că de curând avem un nou membru în familie și anume Hani, cățelușul nostru. Un cățel de rasă pomeranian super, super, super frumos la care iubita ține extrem de mult și îl iubește foarte, foarte mult. Mă țin de câteva zile să fac prank-ul ăsta, încă nu am avut curajul, dar acum mi-am luat inima în dinți și vreau să-l fac cât de bine se poate. Mi-am făcut așa un script ce aș vrea să-i spun iubitei. Imediat, iubire, stai puțin! O să vreau să-i spun iubitei că vreau să plec până la mall să cumpăr câteva lucruri care îmi trebuiesc, dar nu trebuie să cumpăr absolut nimic. O să le iau și pe Hani de asemenea cu mine, iar după vreo 50 minute de la plecarea mea, o să vreau să sun pe iubita să anunț dispariția lui Hani și să o rog să mă ajute să-l găsesc. Mamă, chiar sunt foarte curios de reacția ei, vreau să văd cum o să ascund și camera. Nu m-am gândit încă la chestiile astea, o să fie un prank pe moment, dar chestiile pe moment prind cel mai bine și sunt cel mai tari, așa că hai să vedem ce o să iasă. Nu uita să rupeți butonul de like, să facem acolo foarte, foarte multe like-uri și să vedem dacă o să mai facem vreun prank sau nu. Hani a avut vaccinul ieri și este destul de obosit, dar este un cățeluș destul de energic care cred că mă va ajuta astăzi la prank-ul iubitei. Ce zici, Hani? Îi facem prank iubitei? Guys, tocmai am ieșit din apartament, sunt aici cu Hani. Guys, deci nu vreți să vă gândiți câte emoții am și sper să meargă prank-ul, sper să chiar să se sperie iubita. M-am gândit și la un scenariu super, super bun pe care o să vi-l spun când ajungem în mașină. Vreau să-i mulțumesc foarte mult mamei iubitei mele pentru ajutor, pentru că dânsa s-a gândit la ceva să mă ajute să-l iau pe ăsta mic, s-a gândit la un scenariu pe care să-i spune iubitei, care a fost foarte, foarte credibil. Scenariul pe care știe iubita este în felul următor. Eu am primit niște documente pe care să le duc undeva la semnat și o să mă întorc acasă undeva în 20 de minute. E perfect, pentru că o să stăm cam 10 minute în mașină, după care o să-i spun iubitei că a dispărut cățelul. Hani este extrem de speriat, nici măcar nu știe ce se întâmplă, este foarte, foarte speriat. Iubita este foarte, foarte pe grabă, trebuie să ajungă undeva, așa că o să fie un moment în care iubita chiar cred că o să mă creadă. Abia aștept să ajungă mașina să vă povestesc care este planul și cum o să-i spunem iubitei că i-a dispărut cățelul. Guys, înainte de a continua clipul, știți deja cum stă treaba, vreau să vă povestesc despre cea mai șmecheră platformă ever. Este vorba despre www.boosteroid.com. Boosteroid este soluția tuturor calculatoarelor învechite. Acum nu mai trebuie să vă cumpărați calculatoare de gaming, pentru că cu ajutorul Boosteroid totul se întâmplă online. Și mai nou decât atât, vă puteți juca jocurile de pe calculator direct și pe telefon. Este o platformă absolut genială. Dacă vreți să încercați și voi, intrați pe linkul din descriere. Opa, așa. Gata, guys, tocmai ce am ajuns în mașină, îl avem aici pe frumosul nostru Hani. Uitați-vă și voi ce ursuleț. Este un ursuleț micuț. Vă gândiți de cât timp și-l dorea iubita, de cât timp a zis și ea că vreau și eu un cățeluș, vreau să am și eu un cățeluș, mai ales rasa asta pe care o caut de o lună de zile. Deci este un lucru pe care și-l dorește de foarte, foarte, foarte mult timp. Și acum vă gândiți voi cum ar fi să-l piardă, mamă. Că acum v-ați dat volumul mai încet și acum câteva momente l-aveați dat la maxim, nu? Pentru că nu m-auzeați, dar acum o să țip și m-auziți, nu? Da, v-ați obișnuit deja cu mine, o să-l las pe Hani deoparte până când vă povestesc eu cum o să dispară Hani. Ei bine, scenariul l-am pregătit împreună cu mama iubitei mele, după cum vă spuneam. Mama iubitei mele i-a spus iubitei că o să trebuiască să merg să duc niște acte undeva la semnat, iar tot drumul ăsta va dura undeva la 20 de minute. Practic 10 dus, 10 întors, va fi foarte, foarte rapid. Ceea ce este perfect, pentru că în minutele astea o să vă spun eu ce și cum și o să sunăm și pe iubita. O să sun pe normal, gen doar cu audio, și o să mă prefac așa din voce, foarte, foarte speriat. Faza stă în felul următor, ce o să-i spun eu iubitei mele cum a dispărut Hani. M-am urcat în mașină, l-am pus pe Hani pe bancheta din spate cu ușa deschisă, după care m-am dus în portbagaj să iau niște lucruri de care
aveam eu nevoie. Am vrut să-mi iau niște Adidas din spate, am ajuns să-mi iau un aspirator din spate, mă rog, o să găsesc eu ce să-i spun, iar ușa din spate era deschisă. Honey fiind pe bancheta din spate, probabil a alunecat și a sărit, a dispărut și nu mai este. O să-i spun că m-am uitat pe sub mașini, m-am uitat prin zonă și nu-l mai găsesc. Probabil la cât de mic și de cât frumos e, cred că l-a luat cineva. O să fiu foarte, foarte speriat. E, la ce papagal am eu și la ce gură am și cum îmi merg cuvintele, o să îi spun ceva destul de credibil. Bazați-vă pe mine, bazați-vă pe mine și apăsați butonul de like dacă vreți să mai vedeți prank-uri din astea super, super nebune de la Picant. Acum eu sunt pe drum către instituția unde trebuie să duc actele, așa că o să așteptăm câteva momente, o să ne mai jucăm cu Hani sau probabil o să-l lăsăm să doarmă. Iubita nu cred că e supărată, dar este destul de suspicioasă că nu am vrut să merg și cu ea. Înainte să plec, iubita se grăbea, se machia ca să-mi plece undeva, dar tot cred că e destul de suspicioasă în privința faptului că eu am plecat cu Hani singur și nu prea fac chestia asta. Adică eu niciodată nu am plecat cu Hani de capul meu. I-am spus că l-am luat ca să facem niște story-uri, ca să ne mai distrăm și noi ca băieții. Așa că o să trebuiască să facem niște story-uri cu el pentru a părea cât mai credibilă povestea, pentru că iubita mă urmărește pe story-uri, că na, e iubita mea. L-am luat pe zăpăcitul ăsta cu mine ca să ne distrăm și noi ca băieții. Chică, ca băieții. De unde? Că a dormit. Hani, mă tragi la somn, poate adorm la volan. Hani? Da, s-a întors pe partea cealaltă. Ce aveți, mă? N-o dați cu Hani, n-o dați. Gata, guys, am făcut story-ul, acum îl postăm ca să fie așa cât mai rapid, să creadă iubita că l-am făcut, dar acum s-a încărcat sau o chestie de genul acesta. Oricum, povestea pare foarte credibilă. Mamă, sunt extrem de curios de reacția ei, extrem de curios. Bine, sunt și curios, dar și foarte speriat în același timp, pentru că vreau să decurgă foarte, foarte bine acest prank. E foarte special acest clip pentru că este primul prank pe care îl fac iubitei, pe lângă acela cu tatuajul, dar ăla cu tatuajul a fost o surpriză, nu a fost un prank. Este primul prank pe care îl fac iubitei și sunt extrem de curios de reacția ei, dar în același timp sunt și foarte, foarte speriat dacă va decurge totul bine, dacă mă va crede. O să zic că, oricum, prima dată o să zic că am făcut mișto de ea, dar iubita știe că nu-mi stă mie în caracter să fac mișto ori de genul ăsta, mai ales cu copilul nostru, așa că, da, haide să vedem. Tocmai ce mi-a trimis mesaj e mama iubitei, că iubita se grăbește foarte, foarte tare să plece la dublaje și mi-a spus să o sun chiar acum, pentru că ar vrea să plece, așa că vreau să sun. O să sun chiar acum să-i spun. Ok, deci hai să recapitulăm. Antonio, știi ce trebuie să zici, Deci, gata, iubire, tocmai ce am ajuns, sunt aici în parcare cu Hani. Nu sunt cu Hani, doamne, ce rata sunt. Iubirea mea, vreau să spun ceva. Iubire, sunt foarte, foarte speriat. Am ajuns în parcare și nu mai e Hani. L-am pus pe bancheta din spate și am lăsat ușa deschisă pentru că... Și am lăsat ușa deschisă, m-am dus la porbagaz să iau niște Adidas și nu mai e, nu știu, m-am uitat și sub mașini, nu mai e. Ok, hai că se poate. Hai, o sunăm chiar acum. 3, 2, 1, vedeți, da? Hani? Guys, prima încercare a fost eșuată, iubita nu răspunde, o să mai sun o dată, o să mai încerc o dată și să vedem dacă o să răspunde, nu știu, cred că e la baie sau ceva. Hani nu mă da de gol, să nu latre sau ceva, că mamă, dacă latră Hani, mamă, s-a terminat tot. Hani? Iubire? Da, baby. Mai ești în apartament? Da, de ce? Iubirea mea, nici n-am apucat să plec, l-am lăsat pe Hani pe bancheta din spate, am lăsat portiera deschisă și nu mai găsesc pe Hani. Ce? L-am lăsat pe Hani pe bancheta din spate, am lăsat ușa deschisă, m-am dus până la portbagaj să iau ceva și nu mai e Hani. L-am căutat pe sub mașină, l-am căutat pe... Cum adică nu mai e Hani? Nu mai e, l-am căutat și sub mașină și peste tot, m-am gândit că s-a băgat sub mașină. Nu mai e, nu știu cum a avut el curajul să sară. Baby, te rog frumos, nu tremură mâinile, cum adică nu e Hani? Nu e în mașină. Am spus să nu-l iei, de ce l-ai luat? L-am luat să fac și eu niște story-uri cu el, ca să ieșim și noi ca... Nu e Hani, ești în parcare? Da, sunt tot în parcare, am ieșit până la portbagaj să-mi iau niște Adidas. Când am venit, nu mai era, nu mai e. Nu e nici în mașină. Nu e nici în spate, nici în față, nicăieri nu e. Vino repede, te rog eu, că nu e. Hani, iubire, vino repede, te rog, vino repede. Mamă, guys, nu e ok. A început să plângă și nu... Eu știam că este un subiect destul de sensibil pentru ea și...
De-aia v-am spus că am ezitat zilele trecute să-i fac prank-ul ăsta și m-am luat inima în dinți acum, dar nu e ok. Hani e lângă mine. Mamă, fraților, mamă, mă simt așa, mamă, o să fie rău. Hani e aici, linge la pielea asta, cred că în curând o să ia toată pielea de pe scaun. O să vreau să-l pun undeva, nu știu. Hani, mă, ai speriat-o pe mami, mă. Ai speriat-o pe iubita! De ce faci asta? De ce ai speriat așa rău? Ce zici, mă, acolo, mă? Caști, caști! Și după aia o să-i spun că a fost doar un prank și sper să nu se supere pe mine. Pentru că e un prank nevinovat. Hai să o așteptăm, să aranjăm camerele și tot ce trebuie și să vedem ce iese. Oh my god! Guys, pe lângă această cameră mai am în mașină încă două camere care abia așteaptă să fie montate în exterior. Am și telefonul, am și această cameră cu atâtea dispozitive. Nu știu ce poate să dea greș. Tot ce trebuie să-i zic iubitei este deja la mine în căpuț. Totul este pregătit. Hai să-i dăm bătaie. Nu știu, am avut și o discuție aici și nu știu. Honey. Baby, sigur n-ai căutat în toată mașina. Honey. Nu. Pe bune, frate, cum să faci prank? Baby. Mamă, frate, cum să fac asta? Îmi picioarele în prank-ul ăsta, handicapat. Frate, nu te crezi. L-ai găsit? Da. Am găsit porcăria asta. De ce-mi faci așa? Găsit camera din mașină. Iubirea mea, nu mai plâng. Nu mai face farse cu Ani. Iubirea mea. Chiar crezi tu că atât de puțin ține la copilul nostru că se lasă așa? Chiar cum se vestisă? Chiar m-am speriat. Nu mai plânge. Baby. Nu mai plânge. Nu mai face prank-uri cu Ani. Iartă-mă, iubirea mea, știi că nu vreau să te supăr niciodată. Unde-i Ani? Nu mai filmați-mă, unde-i Ani acum? Stai, iubirea mea, stai un pic. Și potoleiște-te cu filmează, nu mai face prank-uri de-astea. Iartă-mă, știi că nu-ți face prank-uri de-astea. Unde-i Hani? Oh, uite-l aici. Nu te crezi, jură-te că l-ai ascuns. Ia uite-l! Băiatul nostru! Chiar crezi tu că sunt așa de irresponsabil cu băiatul nostru? Iubirea mea! Iubire, te-ai supărat pe mine? Știi bine că da! A, iubirea mea! Știi bine că Pani e copilajul meu mic! Da. Nebunul de baby face prank-uri de-astea cu tine! Iartă-mă, iubirea mea, n-am vrut e să te... E și rău! Dar tu știi că când m-am pregătit, mamă, deci am pus camere peste tot! Peste jură-te! Tot adică da. Tu ai prins peste tot? Da, peste tot! Peste tot, sunt cred că vreo 3 cadre exterioare, unul în interior. Am avut multe camere plus și telefonul. Deci tu te-ai pregătit ca lumea. Normal. Cu... Doamne ferește, Doamne, mi-e și rău de cum m-ai sunat și mi-ai spus nu-l găsesc pe Hani. Mi s-au muiat picioarele, jur. Dar oricum, cred că ai ajuns într-un minut. Deci niciodată când am sunat să cobor, nu ai ajuns așa de repede. Data viitoare când o să vreau să te grăbești, o să zic, iubirea, nu-l găsesc pe Hani. E rău, jur. Iartă-mă, n-am vrut. Doamne, ce rău poate să-mi fie, n-ai idee. Nu mai simt mâinile, picioarele. Iartă-mă, puii meu. Voi n-aveți idee cât de tare îl iubim noi pe Hani. Mai în special eu. Tu, Doamne, deci își dădea viața aici pentru mine. Doamne, deci nu. Deci cei care aveți animăluți acasă, puneți-vă un picuț în locul meu. E efectiv ca un copil. Deci nu fie să cred. Baby, și dacă îl pierdeam? Nu, n-am pierdut iubirea mea și nu o să-l pierd niciodată pentru că am foarte mare grijă. De mi-ai stricat și machiajul, acum trebuia să merg la dublaje. Mamă, dacă întârzi la dublaje să știe lumea de ce. Doamne, deci nu-mi vine să cred, vă rog din suflet să vă puneți în locul iubitul meu. Cum să nu-l iubesc când ea mă pupăcește așa? Îmi pare foarte rău, iubire. Te-ai supărat pe mine? Nu m-am supărat, baby, pe tine, că știu că... A fost un prank pentru YouTube și știu că tu nu mai supărat niciodată. Și știi că nu vreau să te supăr. Știu chestia asta.
Dar a fost un șoc ăsta, chiar, da, prank. Mi se pare cel mai real și cel mai bun prank de pe întreg YouTube-ul românesc. Și mega real, adică nu, voi n-aveți idee în ce hal. Vai, nu pot să cred. Nu pot să exprim ceea ce am simțit efectiv. Am simțit că mi-a picat lumea în cap. Să nu ne fure cineva camerele de afară. O să le iau. Și strângere. O să le iau. Oh my god. Până atunci o să îi fac și eu un mic prank. O să închid vlogul ăsta înainte ca el să ajungă aici. Încă o dată vă zic că am trecut prin niște sentimente pe care efectiv nu pot să le exprim prin cuvinte. A fost cel mai și cel mai nebun prank ever și vă garantez că prank-a ăsta nu o să mai fie pe întreg YouTube-ul românesc, așa că apăsați chiar acum pe butonul de like. Prank-ul ăsta merită foarte multe like-uri. Măcar pentru mine, ce spaimă am putut să-mi iau. Nu aveți idee cât de mult pot să iubesc creatura asta mică și pufoasă și adorabilă. Deci atât vă spun, a fost un șoc foarte mare, un șoc imens, imens. Nu aveți idee, încercați să vă puneți în locul meu. Dar până atunci, apăsați pe butonul de like. Nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube. Sigur îl găsiți pe acolo prin descriere. Eu v-am pupat, am fost Bibi. Alături de mine a fost Hani, Baby care strânge camerele de afară. Nu vine să cred că s-a pregătit atât de bine pentru prank-ul ăsta. I-a ieșit, chiar i-a ieșit foarte bine, n-am ce să zic. Noi trei vă pupăm tare, tare, tare și vă mulțumim din suflet că ne urmăriți și că ne sunteți alături. Vă pupăm! Pa!